Bine ați venit la o prezentare de carte cu totul deosebită și mă refer la carte. Ea este deosebită, extraordinară. Este vorba de romanul Lia Mora, Încercări narrative despre autor, opera sa și relația lor incestuoasă, apărut recent la editura orădeană Ratio et Revelatio. În fapt, este o lansare de carte, prima lansare a acestei cărți, dar nefiind suficiente exemplare pentru cei interesați, i-am spus prezentare de carte, iar noi avem rolul, eu și Cristina și autorul, să vă determinăm să cumpărați sau să comandați, intrând pe internet și căutând Dumitru Ungureanu Lia Mora, găsiți cartea și o comandați acolo sau o găsiți la alte edituri online. Această carte este la a doua ediție. Din păcate, nici prima ediție din 2001, apărută la editura Nemira, nu a avut parte de o lansare de carte, întrucât tirajul primit de autor a fost extrem de redus, parcă 20 de exemplare, pe care le-am împărțit prietenilor. Nu. La microfon. Da. Zice, tirajul a fost de 50 sau 100 de exemplare legate, cartonate, ediție cartonată cu supracopertă. Cu supracopertă și legată. Editorul de atunci, Valentin Nicolau, care era unul dintre cei mai puternici la cu Nemira, a zis așa, facem tirajul ăsta de lux, deci era o ediție de lux, era atât de scumpă că încât nici eu n-am putut să cumpăr. M-am dus într-o librărie și am găsit două exemplare și n-am putut să cumpăr niciunul, că una pe vremea aia era 200 de lei acum, deci 2 milioane de acum, atunci era, nu mai știu cât, 200 de mii sau ceva de genul ăsta. Era foarte scumpă și a zis, facem lansare la carte, facem tot felul de tot ce se poate să vând, să iasă în evidență, pentru că era o carte destul de inedită și destul de, adică materia epică era destul de inedită și pentru editură, dar și pentru Dan Petrescu, care era directorul editorial pe vremea aia la Nemira, și a zis, facem agitație ca să putem să scoatem tiraj broșat, cum e ăsta. Numai că până să facă agitație și până să organizeze asta, să organizeze ceva de prezentări și de asta, directorul de atunci, Valentin Nicolau, a fost numit director la televiziunea română și a lăsat editura deoparte și s-a dus la televiziune, unde nu s-a mai ocupat de lansarea cărților și tot ce trebuie. Și cartea a picat, a rămas în depozitul editurii mai bine de 5 ani. Eu n-am avut, mi-a dat 5 exemplare mari și late pe care să le dau la 5 prieteni critici ca să facă cronici la ele. Le-am dat și vreo 5 ani de zile nu am avut nicio carte până când a ieșit el a fost dat afară de la televiziune sau schimbat din funcție și a venit la editură și atunci a găsit în depozit a găsit asta și a zis vină cu o geantă și ia știu ce mai rămas din ele. Mai erau vreo 20 ceva de exemplare, restul se duseseră. Și s-au vândut în librării la vremea respectivă, pentru că acum se mai găsesc pe la anticariate. Cineva mi-a semnalat-o și a zis, uite, prima ediție am găsit-o la anticariat. Pe ocazii .ro. Nu știu, ceva de genul. Deci asta a fost deci un destin trist pentru o carte mare.
pentru a nu greși, cum am mai greșit față de Dumitru Ungureanu, o să îmi permit să citesc ce mi-am notat aici. Este născut la 4 martie 1956 în comuna Morteni, județul Dâmbovița, nu departe de Găiești, orașul în care trăiește de mulți ani. A urmat liceul industrial energetic în București și timp de 3 ani din cei 5 a fost bibliotecarul liceului semi-oficial, petrecând mai multe ore printre rafturile cu cele 10.000 de cărți decât la clasă. Multe amintiri din adolescență sunt prezentate în volumul Terapie Narrativă, apărut în 2022, pentru care a primit premiul Filialei Pitești al Uniunii Scriitorilor din România. Primit și anulat. Din păcate, din motive de sănătate, nu a putut fi prezent, iar diploma a fost anulată ad hoc. Aveți grijă să nu câștigați premiile. I s-a mai întâmplat domnului Dumitru Ungureanu să câștige în 89 un premiu la Iași, parcă, și să nu se poată prezenta să-și ridice premiul. Păi, da. Din motive de sănătate sau nu, financiare? Nu, eram la serviciu, pur și simplu. Atunci făceam serviciu câte 3 sau 7 zile la o stație de transformare în cadrul Sistemului Energetic Național, unde eram operator. Nu electrician, cum scria pe hârtie. Dumitru Ungureanu este o personalitate complexă, este autor de al mai multor volume, are o operă în spate, de volume de proză scurtă, romane, volume despre muzică blues, despre muzică rock, volume de atitudine, de publicistică și tocmai de aceea vreau să dau citire măcar unor titluri de carte. A debutat la 40 de ani în volum cu selecția de povestiri Prunele Electrice la editura Marineasa din Timișoara. Au urmat Cartea Păcatelor, roman, tot în 96, 10 legende ale bluzului în 97, Jertfă și steag, povestire, tot la editura Marineasa din Timișoara în 99, a cunoscut ediția a doua la editura Aică în 2015 și pe pagina editurii Aiken am găsit cea mai bună prezentare a domnului Dumitru Ungureanu. Probabil și-a făcut-o singur acea prezentare, dar cert este că acea prezentare îl reprezintă. Nu mă lasă să citesc tot ce mi-am notat eu aici. Sunt atât de celebru încât nu mai trebuie să citești. Așa, a urmat Jertfă și steag, Lia Mora în 2001 la Nemira, despre care vom vorbi, Tunul filozofei, povestiri, pentru care a primit premiul Filialei Pitești al Uniunii Scriitorilor, Alambicoteca, este în mai multe volume de publicistică. Două. Rocking by Myself, publicistică rock, sunt 3 ediții, 3 volume. 3 volume și o să mai fie încă unul. Poetica femeilor voluminoase, roman, Terapie Narrativă și iată acum ediția a doua romanului Lia Mora. A colaborat la multe antologii cu texte de proză scurtă. Am notat-mi eu pe aici și multe lucruri de cancană, dar poate vom vorbi mai târziu despre ele. Să spun debutul în presa literară.
presa culturală, așa, a fost la 20 de ani cu o scrisoare deschisă către Eugen Barbu. În revista Flacăra, pentru revista că Flacăra. Eugen Barbu desființase într-un articol în săptămâna formația Phoenix, iar domnul Ungureanu a simțit nevoia să ia atitudine și să apere Phoenix și să-l critique pe Dita mai Eugen Barbu, dar, care în epocă era deputat mea PN, era mare și tare. Am regăsit textul, de fapt l-a regăsit un prieten pentru mine căutând la arhive. Eu uitasem ce scriu acolo și când am citit, am rămas cu gura căscată de finalul. Fraza finală este absolut demențială, că îl ironizam pe Eugen Barbu. Nu mai am pe aici o imagine a textului ăla. E o ironie atât de stridentă și evidentă încât zice, dom'le, cine te-a susținut? Cineva de-ai scris? Aia că e așa de acută încât pare că nici nu trebuia să fie presa culturală din anii ăia. Da. Numai că era o întorsătură de frază care părea nevinovată și care probabil că la cine era la revista Flacăra a lăsat-o, a zis, lasă că nu știu ce, dar citit acum este blasfemie curată pentru anii de atunci. Dar e bine că a apărut. Da? O ai tu? Ia. Ah, Flacăra. Da. De, cred că ne veți... Deci, după ce îi scriu lui Eugen Barbu ce îi spun eu acolo, în afară ce a făcut formația Phoenix, cred că ne veți da dreptul de a avea noi tinerii valorile și preferințele noastre. După câte am învățat, progresul unei societăți este generat de contradicția dintre vechi și nou, dintre bine și mai bine. Dintre bine și mai bine. Asta neîndoindu-ne de probitatea dumneavoastră exemplară pe care o afirmați într-un interviu. E chestia asta pusă. M-a lăsat și pe mine. Uitasem de ea și m-a lăsat așa. Da. La vremea respectivă, să publici și să scrie așa, nu, ceva, era un act de curaj. Să zic lui Eugen Barbu, chestia asta a rămas așa. Nu știu. De-abia acum mi-am dat seama ce prostii scrie pe atunci. Dumitru Ungureanu deja avusese probleme cu organele de securitate pentru o proză scurtă scrisă. Nu, nu atunci. Aia a fost trei ani mai târziu? Aia a fost mai târziu, da. Aia cu Țuica, dar problema a fost mai târziu. Dar n-a fost nicio problemă, că Țuica beau toți. Era un cuvânt interzis, prohibit atunci. Nu, din contră, era puteți să vedeți în cartea de povestire. Era o povestire a Cuțuica de Prună unde stăteau oamenii pe malul șanțului și discutau de politica mondială și toate astea și vine unul și spune, tovarășul Ceaușescu a făcut și adrese, era în 68 când cu discursul ăla și spune așa, cum a zis, zice unul dintre ei, cum a zis el așa, băi, da, așa a zis, băi, fătul în curpă mă, asta e cu altea îndăște, băi, e ca tare, ca Mihai Viteazu. Da. Acum înțeleg de ce Alex Ștefănescu te-a acuzat de pornografie. Și încă n-a citit asta. Da. Să trecem la Lia Mora. Vreau să dau citire incipitului acestui roman ca să vă dați seama cât de foarte bine scrisă este, mai ales că acest incipit este o bună introducere la tot romanul. Abcesul necesită totdeauna bisturiu. Moartea nu e un instrument chirurgical, deși câteodată vindecă. Definitiv. La aflarea veștii că Lulu Visariuc a fost asasinat, prima impresie fu că infecția e înlăturată. Însă împrejurările decesului, precum viscozitatea purulentă care se împrăște la câte o extirpare, au năclăit totul în jur. De aici pleacă totul. De la acest incipit. Lia Mora.
am spus că romanul este foarte bine scris, personajele conving, discursurile lor sunt personalizate și un individ care pare misterios, monstruos, lipsit de logică în poveștile altora reușește să pară cât se poate de normal și motivat în acest roman. Discursul variază permanent registrele. Capitolele sunt relatări în maniera amintirilor, cele mai multe, fragmente de jurnal, foarte reușit cel al elevei Toto Lie, încercări literare, scrisuri, transcrieri de texte muzicale sau de emisiuni radio. Lia Mora este, vă spun de pe acum, un roman cu mult sex și multă violență. Romanul Lia Mora începe cu o crimă. Cadavrul unui personaj influent atât înainte cât și după 89, Lulu Visariuc, este descoperit într-o subterană a curții din Dos, iar datele analizate de poliție par a sugera că asasinatul este opera unei secte sataniste, mai degrabă staliniste, comentează personajul narator, jurnalist și prieten din tinerețe al celui ucis. Dar povestea lui Lulu Visariuc nu este una polițistă. Crima e un pretext pentru ca prietenul jurnalist să îi refacă din amintire viața. Senzaționalul și eventual un monstruos de extracție gotică, mai curând decât enigma de tip polițist, pare a domina parcursul. Individul născut prin 1930 își conservă mulți ani aspectul fizic impecabil pentru ca apoi să îmbătrânească brusc. Are, la un moment dat, o soție vrăjitoare, Ofelia, iar apoi o amantă oficială sadomasochistă, Livia. În rest, s-a culcat cu toate femeile atrăgătoare din oraș și spun unii că nu numai cu femeile. Dandy contemporan apare în oraș cu niște evazați, mai îndrăznesc decât ai tuturor puștilor mai tineri. Hainele lui au totdeauna o croială impecabilă și perfect adaptată conformației fizice, iar promiscuitatea îl însoțește pretutindeni ca un halou. Se pare că un timp întreține raporturi sexuale între cu Livia și cu Angel X, unul dintre numeroșii săi copii nelegitimi. Incestul este de altfel tema acestui roman. Personajul narator care își asumă sarcina elucidării misterului este un jurnalist, cum aflăm încă din tot. Prima pagină. Nu mai spun tot. Lasă mai spune. Da, așa este, Florian. Îi dăm cuvântul Cristinei, eventual mai continui. Publică în reviste, în reviste. La anul să-mi dai premiu. Pentru anul 2023. Da. Bună seara, mulțumim Dumitru Ungureanu pentru carte. Am luat cartea așa pe ultima 100 de metri și am plecat, dar am fiind însoțită de această carte, a fost ca și cum mi-aș fi luat tot ce trebuia din țară. Adică mi-am luat un autor valoros, mi-am luat un prieten cu mine și mi-am luat o carte care să-mi pună mintea la contribuție. Eu mi-am făcut lecțiile, nu știam cum va decurge această prezentare, așa că am parcurs în stilul meu cartea. Am numit prezentarea mea o multitudine de Lia Mora, Moralia, Amoralia și un singur, singular, unic autor, Dumitru Ungureanu. Citind romanul lui Dumitru Ungureanu, Lia Mora, mi-au venit în minte cuvintele lui Borges, referitoare la Cartea de Nisip, cuvinte care sună astfel. Am domânit această carte într-un sat de câmpie în schimbul câtorva rupii și a unei biblii. Stăpânul ei nu știa să citească, presupun că vedea în cartea cărților un fel de amuletă. Mi-a spus că această carte se numește Cartea de Nisip, deoarece nici cartea, nici nisipul nu au început, nici sfârșit. Ca și cele precizate mai sus, simt, citind această carte, că Lia Mora nu are nici început, nici sfârșit. Și de ce sunt îndemnată să spun astfel? Poate sunt îndemnată de spiritul cărții, poate de faptul că personajele par a fi o Lia Mora perpetuă.
Dacă veți citi cartea, poate îmi veți da dreptate. Nu sunt sigură și nici nu vreau să-mi dați dreptate, dar sunt sigură, ceea ce sunt sigură este faptul că îți veți găsi o linie proprie de interpretare a romanului. Și, de fapt, nu aceasta este dorința autorului, dorință pe care, de fapt, se transformă într-o întrebare. Cum a luat ființă titlul Dumitru Ungureanu și cum a început să scrii cartea? Da, n-aș putea să spun precis cum a ajuns la Lia Mora, dar în primul rând am avut un stimulent, ca să spun așa, clar și personal. Dan Silviu Boierescu era în anii 90 foarte preocupat de literatura română și promova și scotea reviste, cărți și așa mai departe. Și la un moment dat a scos... Ca și acum. Acum face multe alte. Și între timp a făcut și mai mult. Și scotea o revistă care se chema Art Panorama, în mai mult de 100 de pagini, scrise mărunt și foarte frumos tipărită. Și acolo mi-a zis, scrii în fiecare număr câte un capitol dintr-o carte pe care vrei tu. Începusem să public nu știu care din ele. Și a trebuit să scriu vreo 2 ani de zile, lună de lună, câte un capitol trebuia să-i dau acolo. Care a fost primul capitol? N-aș putea să mai spun care a fost primul capitol, dar când am început să scriu, erau deja, sau când am început să contureze ca un roman, aveam pagini scrise de mult, așa cum precizez aici la sfârșitul cărții, scrisă între 1975 și 1999. Adică 24 de ani. Da, 24. Dacă faci un calcul. Și ai mai revenit asupra romanului în 2019. Da, adică asta... și aici este de precizat că... Păi, revenirea... Ai mai avut ceva? Nu, revenirea a fost doar la nivel de frază sau de cuvinte înlocuite sau de... Nu fi repic, ceea ce înseamnă... Da, deci e vorba doar de mici influențe. Da, doar de ceea ce ar s-ar chema o redactare. De altfel și vara aceasta, când am redactat cartea pentru editură, redactora de carte, Flori Bălănescu, a fost foarte atentă și foarte aprigă și nu m-a lăsat să scriu nici să-mi scape nicio prostie aici, pentru că a ținut să transmită observațiile. Aici e așa, aici e așa, aici ai putea să formulezi așa. Dar chestii de formulare și de cuvânt și de sintagmă, ca să spun așa. Dar ce am văzut la un moment dat, tot scriind și adunând fragment după fragment, am observat că multe alte fragmente scrise înainte se adună la cartea asta și se adună în subtitlul ăsta, care nu știu cum mi-a venit, dar era evident pentru cine a citit Lia Mora, o anacramă la amoralia și da, exact, spun mai încolo și mai multe spune, chiar. Da. Dar undeva aici. Cel mai frumos pentru mine a fost cea mai, nu cea mai, m-am pomenit scriind așa și pe urmă mi-am dat seama că mai scrisese un fragment înainte să îmi fie clar că o să scriu Lia Mora sau ceva asemănător și e un fragment destul de întins care se cheamă Primele înfrângeri, care e o proză scrisă în 75 când am început să o fac, la ce se întâmpla în școlile de atunci, cine citește o să vadă că e o atmosferă de liceu surprinsă zilnic. Și a venit să dovadă că inconștientul nostru lucrează mai bine decât un jurnal de adolescent, nu? Jurnal de adolescent. Exact. Ah, și e o trimitere ironic parodică la un titlu de carte pe care nu o să vi-l spun pentru că e așa. E o trimitere parodică. Nu se numea fragmentul Primele înfrângeri, nu mai știu cum se numea, dar i-am caiet pentru, subtitlul este o trimitere parodică la cineva care era foarte
vizibil în anii aia, acum 20 ceva de ani, când am scris cartea, când am definitivat cartea. Am găsit și zona aceea în care tu pur și simplu parcă joci cântând numele ei, e așa, Lia, la, 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 Lia, Lia, Mora, Mora, Lia, Mor, A, Lia, Mor, De, Lia, Lia, De, Mora, de, Lia, De, Amor, Ali, De, De, Amor, Amora, Lia, Dulce, Lia, Sweet, Lia, Sweet Child, Lia, și Lia, Lia, Lia. Deci da, un total joc de cuvinte, pornind de la prenumele personajului. Da, am. Nu? Atâta s-a putut. Cred că ai mai fi continuat. Continui eu? Da. Autorul de față, Dumitru Ungureanu, e un copil răsfățat al sorții, cu talent și care se joacă, dacă s-ar putea, ca într-un montan rus, cu câte un personaj, dându-i fețe mereu noi, punându-l în situații când imprevizibile, ciudate, risipindu-se în fiecare dintre aceste personaje. Am luat cartea cu emoție, așa cum iau de fiecare dată o carte necitită până atunci. Am plecat la Paris cu un bagaj nu tocmai voluminos, dar din care nu a lipsit Lia Mora, așa cum am spus, zicându-mi că în locul a trei bluze merită un kilogram de carte. Asta, așa că îmi permiteți să vă spun că am citit în tren, în avion, în grădina Luxemburg, pe cheile Senei, în Bretania, la Marea Nordului, etc., etc. Și ca o paranteză, am făcut și o priză de gripă și în momentul ăla trebuia să termin ceea ce aveam de citit și bineînțeles că a trebuit să fac asta și cred că m-a scos din priza de gripă, pentru că eu prizele de gripă le fac foarte de lungă durată, iar citind cartea lui Dumitru Ungureanu am ieșit în trei zile, am ieșit, ceea ce trebuie să-i mulțumesc încă o dată. Este adevărat, a punctat colegul nostru, Jean Dumitrașcu, a punctat acea pornire, de fapt, ce face moartea cu noi, cum scoate abcesul acela, cum scoate și rămânem pur, de fapt. Cam asta ar fi ideea. Personajul principal masculin, Lulu Visariuc, este un personaj fantastic, un personaj pe care îl conturează se simte că a scris cu mare plăcere capitolele care sunt dedicate Lulu Visariuc. Trebuie să găsesc pe undeva. După astfel de început facem cunoștință în capitolul 2 cu un tânăr venit în urbe la începutul anilor 70, bărbat înalt, ochi albaștri, plete blonde, pantaloni evazați, mulați pe un poponez de fată mare, mușchi turnați parcă în bronz, iar peste ani, când fizicul de manechin ajunsese un sac umblător, o amintire încă dăinuia în poveștile câte unei muieri neconsolate, citez, ah, Lulu, frumos bărbat, ce cur avea el odată, închei citatul. Când se plimba prin oraș, Lulu avea întotdeauna o carte, fie că era Platon, Socrate, Aristotel, Hegel, Spinoza, Kant, fie o altă carte, dar neapărat de filozofie. Niciodată, fie iarnă sau vară, cartea nu-i lipsea de sub braț, dorea să fie cunoscut și recunoscut ca tip ieșit din comun, oricum era de neimitat. Între cele două capitole în care e pus în valoare Lulu, e un capitol în care facem cunoștință cu Lia Mora, iar eroul este acel angajat în perioada comunistă, citez, bun să rezolve tot felul de chestiuni încurcate de birocrația totală și toantă, am încheiat citatul, și care a devenit după 89 un patron cu afaceri, pornind ca proxenet și apoi ca proprietar al unor șiri de magazine a două mori,
citez, a două mori, patru tractoare, două combine, două autocamioane, o crescătorie de porci, un heleșteu, o pădure și câte un apartament în București, Constanța, Brașov. Și printre toate afacerile și viața complicată a eroului nostru o găsim pe Lia, Lia Mora. Citez, n-am putut iubi, nici măcar nu m-am putut dezbrăca în fața unei perechi de ochi albaștri prin care mi se pare că mă vede, pentru că mi se pare că mă vede însuși Dumnezeu. Poate fiindcă eu am ochi albaștri, despre care multe muieri mi-au spus că inspiră teamă. Și dacă am evitat femeile cu ochi albaștri, când am făcut amor cu vreuna, am făcut-o doar pe întuneric și nu mai mult de o singură dată, până am întâlnit-o pe Lia Mora. Vedeți, am vrut să citez, am vrut să fac legătura între capitole, pentru că este, în ciuda faptului că ai senzația că te duce în altă carte, Dumitru Ungureanu are un simț al umorului foarte fin și legătura între capitole e subtilă, dar e clară. Amorul dintre acel patron se termină cu următorul lucru, uitasem de soție, copii, amante, afaceri, amici, inamici, datornici, clienți, concurenți, alegeri, politică. Trecusem parcă în altă lume și în alt univers de senzații. E capitol care se numește Cluster One, nu e singurul care poartă denumire în engleză. Urmează tot în acest capitol descrieri romantico-realiste care pot declanșa în cititori invidia aceasta care ne trezește în fiecare dintre noi și, și care de fapt ar spune de ce nu am trăit și eu în viață măcar o parte din ceea ce a trăit sau descrie autorul. Dragi cititori, aveți puțindică răbdare și vă veți întâlni pe parcursul acestei lecturi, dacă o veți lectura, cu senzații tari încât o să vă vină să-l căutați pe romancier, ori pentru a-l ucide, ori pentru a-l provoca, prin provocare la duel, ori prin simpla întâlnire, măcar la un colț de stradă, ca să implantați cuțitul direct în inimă. Cum de a putut să trăiască el asemenea senzații? Cum de a putut să scrie el asemenea carte? Capitolul Cluster One și Alternate Tape par a fi conjugate. În amândouă există o câte Lia, dar fiecare Lia este caracterizată altfel, având totuși multe, multe puncte comune. Până la, asta ar fi până la Lulu Visariuc 3, și mă gândeam să te întreb apropo de cum îl descrii tu pe Lulu Visariuc, de când porți barbă? Precis? Aproximativ. Ai putut să... 80 de 83. Și plete? Cam tot 40. Bravo! Dragă Lulu Visariuc, te așteptăm și data viitoare. Îți așteptăm cartea de filozofie de sub braț. Da, din... Da? Și ai avut... N-ai avut probleme 80. Cu sistemul de... Nu? Nu. Nu ți aveau. Ok. Singura problemă cu sistemul aveam din punct de vedere tehnic. Eram la stația electrică de unde se întrerupea curentul și acolo ori veneau să mă caute, să mă asasineze așa ca să te pre... întâmpinarea ideilor tale sau al îndemnului tău, ori veneau să-mi aducă niște, cum se chema pe atunci, plocoane ca să le las curent. Așa, așa, da. Să nu întrerup curentul. Dacă un tânăr care pleacă acum în viață ca prozator ar începe să scrie, ce îi spun, ce sfat i-ai da, ce sfaturi i-ai da? Pentru că, bun, noi îți prezentăm cartea, nu vreau să fie, adică vreau să te și cunoaștem. Da. Și numai că, da, te cunoaștem așa cum te-a prezentat colegul nostru Jean, dar vreau să te cunoaștem
ca om. Ce sfatul ei? Da, în niciun caz să scrie așa, asemenea carte. Niciun caz, pentru că vrei să, vrei să fii unic, sunt de acord. Nu, Doamne, dar... ferește, nu, au scris mai de ei, e o carte blestemată. Deci, fără glumă, deci nu e nici pic de glumă. Autoarea acestei ilustrații, Florea Țuțuianu, a citit prima dată cartea acum 20 ceva de ani în prima ediție. A citit-o și după ce a citit-o a zis: de astăzi nu mai stau de vorbă cu tine, tu ești diavolul în persoană, ai scris o carte diabolică și nu vreau să te mai văd în viața mea. Până când a citit și alte cruze, sau mă rog, a văzut că alții au citit, au descoperit altceva în carte și atunci m-a iertat și mi-a și dăruit ilustrația pentru coperta ediției acestea. Eu am descoperit altceva, candoarea personajului principal, a personajului narator, candoarea ta atunci când scrii, ritul purificator al întâmplărilor narate și sunt o mie și una de întâmplări în acest roman. Ai mărturisit că s-a construit nu de la început la final acest roman, ci romanul s-a definitivat ca roman în mintea ta mai târziu, când ai reușit să creezi un fir roșu care să lege toate capitolele publicate în revista condusă de Dan Silviu Boierescu. Știind că iubești enorm muzica, atunci când scrii, asculți muzică și nu. Scrii? Nu. Nici eu nu pot să scriu. Nu pot să nici să citesc când ascult muzică. Muzica e ceva e separat de... Pentru mine e separat. Nu pot să ascult muzică și să citesc în acea... Sau poate citesc ceva previste sau ziare sau asta, sau fac altceva, nu știu ce să spun. Dar când ascult muzică, ascult muzică. Adică mă captivez. Iar asta cu ideea cu scrisul nu e... Deci, eu sunt de obicei și de fel și de așa, sunt leneș. Tata îmi zicea că sunt puturos. Și așa e, avea el dreptat. Dar ca să scriu o carte de asemenea mărime, trebuie să stai la masă să scrii. Pentru mine era un chin să stau la masă în perioada aia, deși stăteam obligat, forțat și natura serviciului trebuia să stau la o masă unde să supraveghez niște aparate pe acolo. Și numai punând, stând la masă zilnic sau obligat de un contract nesemnat sau neplătit cu editorul ăsta care era Dan Silviu Boierescu, a putut să o duc la capăt. Altfel nu. Pentru mine e o... De altfel, și acum nu mai mă apuc să mă naș, nu mai am răbdare și nu mai am starea de spirit și nici apetența să scriu zilnic pagină după pagină ca să scot o carte în așa și să stea în picioare sau să fie vândută într-un milion de exemplare. Că, la urma urmei, dacă stai și te gândești, muncești un an, doi, trei și vinzi, ce vinzi? Nu vinzi nimic. Sau nu, așa, și mai te și înjură un analfabet care spune ce n-ai scris acolo, ai scris pornografie. Nu, păi da, e ceva atât de evident încât nu trebuie, mi se pare că nu mai trebuie remarcat. Iar asta nu e o carte, deși aparent, și cred că trebuie să spun asta,
aparent e așa, pornografică sau nu știu ce, dar asta e o chestie aparentă, pentru că substanța cărții și ideea fundamentală pe care oamenii de carte au văzut-o, iar Dan Petrescu nu este un om care nu știe despre ce e vorba în carte, sau Luca Pițu, sau Rodica Draghincescu, sau Dan Silviu Boierescu, care și el, deși m-a pus să scriu toată cartea și știa, vedea după fragment după fragment că merită și e ceva acolo, el era atunci ocupat cu multe alte proiecte. De altfel, în 99 a făcut revista Playboy și după aia nu și-a mai făcut și n-a apucat să citească cartea până la capăt. Dar abia acum a citit în ajutor așa și a făcut o cronică pe care o găsiți pe internet și unde este mai mult decât entuziasmat de carte. Dar e adevărat ce am spus apropo de candoarea personajelor? Păi nu știu. Nu, asta mai a ta se subînțelege. Nu mă pot pronunța ce fac personajele, că ele au treaba lor. Eu sunt autorul care trebuie să fugă din carte. Care stă deasupra personajelor sau în spatele lor? Nu, deci sunt absent din cartea asta. Nu vă faceți grijă. Am studiat destul teoria textului și toate teoriile textuale la modă în anii 80 și în și înainte de asta am citit suficient ca să înțeleg și să reușesc să fac, să stăpânesc mecanismul prin care parcă sunt aici sau pare nimic din ce aici nu mi s-a întâmplat mie. Deci asta să fie clar, nu mi s-a întâmplat și nu sunt eu aici într-unul din personajele astea. Deși pare că sunt peste tot, dar am avut atâta experiența a lecturii, nu neapărat a scrisului, pentru că există practica scrisului și experiența lecturii. Sau cum spune Lucian Raicu, are o carte întreagă despre subiectul ăsta și despre așa. Și deci, citești zi de zi și nu pare că nu înveți nimic, nu spui, nu afli nimic și nu te schimbă cu nimic. Dar în momentul în care te-ai pus să scrii, tot ce ai citit lași în spate și să rămâne în carte ce ai învățat sau ce ai receptat din lectură. Iar eu am receptat suficient ca să fiu să dau impresia că eu sunt aici și da. Nu, dar se observă din carte, scuze, se observă din roman că ai propria poetică, propria estetică, propriul sistem. Nu, fără sisteme, fără. Ba da, totuși, de ce acest subtitlu, narațiuni despre autor, opera sa și relația lor incestuoasă? Aceasta e întrebarea. Ai citit cartea? Am citit. Bine, înseamnă n-ai înțeles nimic. Pentru mai ce ai spus mai devreme că nu e vorba despre autor. Și trebuie să spun că nu e vorba despre autor? Este mereu o inducere în eroare privind nu știi unde îl găsești, nu știi dacă e el. Autorul este, deci autorul este omul care a scris cartea, da? Iar autorul, personajul care zice eu, nu este autor. Aici sunt destule personaje narator. Sunt destule personaje care spun eu, dar nu sunt eu. Deci nu e naratorul. Nu e autorul, e naratorul. Iar autorul... Însă și situațiile. Deci autorul care e așa, opera sa și relația lor incestuoasă, e tocmai explicația pe care o cauți. Te-am lămurit buștea. Continuăm, nu? Am înțeles totuși. În capitolul ăla, cu primele înfrângeri, cu subtitlul File de caiet, pentru, autorul povestitor, așa îi zic eu uneori, ne plimbă cu dibăcie prin acele file de caiet în care apar Mihaela, blonda din autobuz, care de fapt este Cornelia Mora, zise și Păunița, Carmen Movilă, Cati, Ștefania. Autorul ne dezvoltă în aceste caiete trăirile unui adolescent cu angoasele lui, cu încercările de a cuceri, cu respingerile, cu dialogurile purtate cu sinele, cu înfrângerile trupești și sufletești, etc., etc. E de precizat că și în acest capitol apare Olia, ascunsă în personajul Corneliei Mora. O concluzie declarativă autorul romanului este
Citez. Am ajuns la convingerea că există două feluri de femei. Nu vă speriați, doamnelor, dar îl veți urî după ceea ce voi citi. Unele vulgare, degradate, materialiste, vicioase, compuse din picioare, țâțe, sex, sifilis, ingrediente de-astea. Apoi există femei romantice, timide, aeriene și ipocrite, care așteaptă de la viață numai ce e frumos, pur, delicat. Dacă îmi doresc deseori să mă culc cu una din prima categorie, este pentru că am necesități sexuale ca orice tânăr. N-aș putea să fiu prieten cu vreuna de soiul ăsta, cel mult tovarăș de pat o noapte și gata. Însă tot așa de clar îmi este că nu mă pot apropia sufletește de prefăcutele care pretind numai decența. Cu una din astea nici măcar nu m-aș culca. Dacă ea s-ar oferi pentru că mă dezgustă perfidia cu aspect de cinste, mai mult decât curvia cinstită. Iată că are poezia lui, dar are și lucruri clare spuse frust, lucruri care de fapt caracterizează tipologii de bărbați. Ce-i greșit? Dar nu-i greșit deloc, este foarte bine, dar voiam să-i arăt colegului nostru Jean că nu ești numai suav și adică știi să pui în evidență foarte multe personaje în această carte. Fie că le poetizezi pe femei, fie că le aduci la nivelul de nu poți să privești o femeie cu ochi albaștri, adică nu tu, personajul tău, nu poate să privească o femeie cu ochi albaștri, nu pentru că are el ochi albaștri, așa e pusă doar de dragul de a se juca, ci pentru că îl emoționează, ci pentru că este foarte puternică trăirea, ci pentru că are o energie pe care o transmite. Deci, Dumitru Ungureanu nu numai că se întrece pe el, dar se lasă așa purtat de egourile lui și reușește efectiv să ne pună în situația în care să zicem, oare o fi el acolo? Oare a cunoscut personajul ăsta? Dar dacă nu l-a cunoscut cu adevărat și l-a inventat, înseamnă că este un foarte bun inventator. Un foarte bun, vede până foarte în adâncurile chimiei omenești. Acesta este și rolul unui mare prozator, de a face din personajele sale personaje vii. Exact. Viabile, credibile, nu simple fantoșe care țin discursuri. Mm-hmm. Totul se leagă, mm-hmm, descrierea cu limbajul folosit. Mm-hmm. Dacă o are pe Lia Mora în vizor, nu-l lasă deloc pe Lulu Visariu, căruia îi dăruiește 13 capitole. Deci, Lulu Visariuc, în capitolul 4, îl găsim ancorat în politică. Aș spune că romancierul e bucuros să-l treacă prin o mie și una de vieți, făcându-l personaj versatil. Când e țigan, fiu de bulibașă, din rasa celor cu piele albă și ochi albaștri, când fiu de boier, cu nume celebru, între cele două războaie, vrând parcă tot timpul să epateze. În orice caz, Lulu Visariuc, care în acest capitol, spuneam eu, o funcție de partid și își ia în serios munca spunând: înainte să întrebăm ce face pentru noi partidul, citesc bineînțeles, partidul și statul, desigur, hai să ne întrebăm ce facem noi pentru partid și pentru stat, desigur. Căci făcând ceva pentru partid și pentru stat, sensul înțelege, desigur, facem pentru noi, dragă tovarășe, și vita vercea. Atenție la ironie. Așa? Ironie. Să-i spunem ironie, să-i spunem ilaritate, desigur că îți dai seama că Lulu este, nu face elogiu partidului, ci pur și simplu e un fel de bătaie de joc. Nu? Ai citit bine. Da. Da, da. Da. Dar cuvintele alea sunt parodia altor cuvinte celebre, nu le da, știi? Da, normal.
Dar ai avut curajul să le scrii în anii aceia, nu? Nu, nu, asta e scris. Le-ai scris după? Scris nu după. Contează când. Dar a nu se uita. Dacă ai scris după, le-ai scris pentru ca noi să nu uităm. Că așa se făcea propaganda la un anume nivel, nu? Continuăm cu... suntem la lectura curge către capitolul Leni, care este o tânără de 18 ani, profesoară suplinitoare de agricultură, deci aici vine un capitol în care o profesoară e dură, adică e o femeie dură, dar o femeie care e reîntâlnită de personajul principal peste ani. Deci profesoara suplimentară de agricultură pentru numai un trimestru la o școală generală tânără care nu se lasă acostată de un curajos sau tupeist și căruia îi aplică o palmă grea pe obraz și o flegmă în ochi. Deci vă imaginați tipologia aceasta de femeie. Eroul acestei povești are 12 ani și se enamorează de profesoara de agricultură. Citez, o sorbeam fără lingură, o mâncam fără dinți, o lingeam cu o privire candidă, îndrăgostit fără speranță. În partea a doua acestui capitol o regăsim pe Leni, profa suplimentară, după ani căsătorită fiind cu omul de afaceri din capitolul lui Cluster One. Știți deja, omul de afaceri cu care e îndrăgostit de Lia Mora și își neglijează total nevasta, am citit eu ceea ce am scris mai înainte. Eroul devine iubitul Corneliei, zisă Lena, fără să-și dea seama de la început că este profa de care el fusese deja îndrăgostit. Și aici sunt, mă rog, se joacă ca un puzzle, Cornelia, Lenuța Leni, povestea ei, reîntâlnită și aș cita... Deoarece, două secunde, mai mult decât o simplă muiere, pentru eroul romanului, citez, Leni înseamnă mai mult decât o simplă muiere, înseamnă copilăria, ea era capabilă să-mi alunge angoasele existențiale, să justifice respirația mea, mișcările mele, gândurile mele, faptele de orice fel, somnul, visele, bătăile inimii, pulsația sângelui. Din câte femei cunoscuse, Leni mă absorbea de inexistență. Când vrei să citești, citești cu creionul în mână. Așa a fost citită cartea asta și am dat, da. Aici iese latura aceea despre care Jean spunea. Păi... Deci e scrisă pe... creionul l-am luat tot cu mine, mă gândeam că n-ajung să am creionul, să găsesc un creion pe acolo, cu toate că aveam una cu steagă franță. Nu, nici atât. Am nu mai poți. Cineva, ca să spun. O carte de-a mea, a citit-o cineva și a, tot ca tine cu creionul în mână, a citit-o de la cap la cap și a rupt, după aceea scos-o de aici din asta, toată, arăta foaie lângă foaie și la sfârșit concluzia. Această carte trebuia arsă. Știu despre da. Cine este vorba, nu spunem aici, dar știu despre cine este vorba. Cum scrie Dumitru Ungureanu? Ai un tipic, ai un stil, ai un simți că acum vine inspirația, lași ca Hemingway ceva început și bine început ca să poți continua a doua zi, cum faci? Ai ceva de felul nu, ăsta? Nu, n-am tipicuri, n-am astea, dar într-adevăr... N-ai ritualuri? N-am ritual, n-am nici rugăciuni, nu fac înainte să vină inspirația, dar când vine, vine. Așa. Pot să spun că unul din capitole... Din capitolele de aici l-am scris, cred că în 98, da, 98, nu, 97 sau 98, chiar în noaptea de Paști. Ai văzut că trebuie bine. Să te rogi? Ai nu, văzut? Nu trebuie spui să mă rog. Nu trebuie să mă rog. Nu m-am rugat în noaptea de Paști, în loc să mă duc la înviere, mi-a venit inspirația și am scris tot ăsta. Un capitol întreg. Dar... L-am scris ca și cum nu scriam eu. Eu nu eram conștient. Toate paginile acelea scrise acolo și sunt pagini foarte dure, le știu care, dar nu vi le spun.
pur și simplu au curs din mine fără să fiu conștient ce fac, ce scriu și fără să mă gândesc prea mult. Pur și simplu aia a scris. Deci apropo de inspirație, când vine, vine, când nu vine degeaba. O stai, deschizi fereastra, mai bei, deci, așa. Mai... în transă, cum scria Dere Popescu. Nu știu dacă, nu știu cum scria Dere Popescu, drept să spun, dar el chiar, unele pagini sunt scrise atât, se văd de departe că sunt scrise în transă, că nu se înțelege nimic din ele. Dar are, da. La mine a fost un fragment, nu toată cartea. Rest, structura, ca să spun așa, deci finalul sau ideea finală mi-a venit în am prins-o în 98 când am început să scriu la computer. Paginile până atunci erau scrise de mână sau de mașina, cu mașina de scris, și în 89 am în 98 am luat un computer și fratele meu Romeo m-a ajutat ca să-l pun pe picioare de mai multe ori să fac să meargă, pentru că nu știam și m-am lovit de el și mă distra foarte tare și mă enerva în același timp când deschideam o fereastră din Explorer și dădeam în alta, trebuia să caut, că nu știam cum să caută toate alea, tu trebuia să cauți, te uiți din fereastră în fereastră. Și atunci mi-a venit ideea cum să închei cartea, că eu aveam toată cartea în cap, dar nu știam cum trebuie încheiată și încleiată, știi, ca să zic așa. Deci, și atunci mi-a venit, deci deschizi o fereastră, te duci în alta, te duci în altă fereastră, te duci, cam așa ceva trebuie, sau, și asta e o grilă de lectură, te duci din fragment în fragment și ai un singur fir roșu principal care pornește. Ca să vă zic așa și vă dau și o mică poantă de asta. Deci primele trei litere din carte sunt astea. A, B, C. Abcesul. Deci asta e ales. E un cuvânt pe care l-am căutat destul de mult ca să-l pun acolo. Da, da, e legat foarte bine cu faptul că necesită întotdeauna un bisturiu. Mă rog, asta restul e așa, dar am ținut să fie primele trei litere ale alfabetului. Da. Putea să fie și alt cuvânt, dar ăsta s-a potrivit acolo. Deci nu e scris chiar din în transă, domnul director. Da, dovedește știința literară, știința scrisului. Eu, ca jurnalist, sunt atras în cartea aceasta de jurnalist. Seamănă cu Gelul Ruscanu al lui Camil Petrescu. Pornit în căutarea adevărului, jurnalistul din Lia Mora nu va ajunge să-l și formuleze în această carte. Se va mulțumi cu strângerea datelor și cu luarea deciziei de a scrie articole de dezvăluire, indiferent de riscuri. Tu, dar care ai fost jurnalist de așa, poți să știi despre ceva. Exact. Exact. Da, era o... În anii 90 era un mod de viață care era foarte interesant și foarte stresant în același timp, cred, pentru oamenii care vreau să facă treabă serioasă. Că pentru unii a fost o modalitate de a ajunge la putere, la bani, la alte lucruri. Din păcate, au pornit foarte bine și au ajuns la ce s-a ajuns acum, unde presa nu are nicio... Dat fiind înclinația autorului pentru muzică, eram curioasă cum va integra această bucurie a lui de a descifra muzica pe perioade, pe cantautori, pe genuri. Și am notat astfel, dată fiind înclinația autorului pentru muzică, eram curioasă cum sau dacă va introduce acest roman vastele cunoștințe despre genuri, cantautori, ani apariției, albumelor, etc. Și iată că în capitolul Lady from the Night mi s-a revelat în deplinitatea ei relaționarea cu muzica. Și cum? Prin intermediul unui post de radio, al unui DJ și al unei voci numite chiar Lady from the Night. DGX propune muzică, preia mesaje, lansează concursuri cu premii pe teme muzicale. Nelipsită și atotștiutoare în materie de muzică este o femeie
care ea își spune Lady from the Night și care are un efect aproape narcotic asupra lui DGX. Până la urmă, Lady from the Night îi spune că o cheamă Lia și stabilesc să se vadă. Trăiesc o noapte de amor frumoasă, dar cumplită, pentru că femeia este oarbă. Lulu Visariuc, 10. Experiențele sexuale ajung și la nivelul la care să se participă la partuze. Da. Participanții, nu vă fie frică. Livia Lulu, povestitorul și soția lui, Livia declară despre relația cu Lulu: ce ne ține alături este viciul, suntem adepții desfrului total, el îmi suportă pornile sadomasochiste, eu îi îngădui voyeurismul. Și ca acțiunea să nu lâncezească nicio clipă în acest capitol, se sugerează că Livia ar fi fiica lui Visariuc. Și suspansul e întreținut prin precizarea că vom avea încă un personaj numit Angel X. În cheia în care m-a învățat romancerul să descifrez cartea, mai apare la sfârșitul acestui capitol o Lia cea dulce, copila din Flora Leliei, cea oarbă și ținută sub lacă de propria familie. Deci e așa că nu v-ați speriat? Nu e de speriat? E așa că această carte merită citită din toate cheile posibile, recitită, văzută pe... Eu am citit și în felul următor. Adică am mers cu Lulu Visariuc de la capitolul 1 până la capitolul 13. L-am găsit pe acel Lilian Mora, despre care, bineînțeles, îl rog pe Dumitru să o povestească. S-ar putea să aibă... Trebuie să-l rogi pe ce? Sau pe Jean. El n-a citit, așa că nu. Lasă-l, de ce? Din ce ai spus tu, că nu vă speriați, eu mă speriați, eu știi, nu mai citesc. Dacă însă și autorul spune așa ceva. Alt capitol, îi place efectiv să se joace. Deci are capitolul Odaia interzisă, care, având ca subtitlu sarcastic O, D, aia interzisă. Este unul dintre cele mai spectaculoase, cu cele mai multe subînțelesuri, cu reverii, cu tristeți, cu obscenități doar sugerate, dar și cu tragism. Dacă până acum ne obișnuisem cu fațete subtile ale Liei Mora, acum îl avem pe personaj Lilian Mora, care de fapt joacă dublu rol, atât masculin cât și feminin. Povestitorul nostru este coleg de facultate la Politehnică cu Lilian Mora. După terminarea facultății se reîntâlnesc în Constanța, unde Lilian locuiește și unde povestitorul își îndeplinește stagiul militar. În casa lui Lilian Mora se joacă un joc care aseamănă cu la țigângea lui Eliade, o lume misterioasă cu personaje speciale care se arată pe rând, ieșind parcă din unghierele ascunse și jucând mereu alte roluri. Lilian este atât Lilian cât și Lia. Relația dintre Lia, adică Lilian în travesti, și povestitor este una atât sentimentală, mentală, dar și sexuală. Aceasta, din urmă, nebăduind, dar capitulând în brațele desfrâului și aflând atunci că este vorba de un singur personaj. Acțiunea include și cutremurul din 7-7, din 4 martie, acel cutremur devastator care face ca Lilian Mora să moară sub dărâmăturile propriei case. Singurul care se salvează este povestitorul nostru. Și ce să spun despre? Mă gândeam, bineînțeles că din nou te-ai jucat ca să fie Lia Mora, Lilian Mora, pentru că acolo în capitolul acela el apare în travestii, acest Lilian, și lasă impresia că de fapt are o soră pe care o cheamă Lia Mora. Și acesta e frumusețea unui prozator. Aceasta e frumusețea relației lui cu acest roman, relația lui Dumitru Ungureanu cu acest roman. Pentru că e o frumusețe. Când am citit undeva aici, cum s-a spus, ceva cu, cred că printre primii în taburile literare, unde e chestia aia foarte dură despre sex. Așa, da, este un roman cu mult sex și multă violență. Credeți-mă că am terminat cartea și n-am găsit violența. Adică partea puțin sau sugerată sau există, dar n-am găsit poate violența. Poate violență de limbaj. Da, nici atât.
Tocmai. Deci nu avem, până la urmă nu avem violență. Avem un soi de a trăi, avem un soi de a ne regăsi în ceea ce spune, avem un stil, găsim în stilul lui, ne regăsim pe noi, dar nu ne speriem, nu ne speriem de violență, de violența romanului, nu? Pentru că, păi, aici scrie așa, Lia Mora este un roman cu mult sex și multă violență, iertați-mă, adică eu citesc ce scrie. Nu. Ce a spus cineva? Și cine a spus? Da, putem spune Cristina Ionică la Observator Cultural 2001, nu? Păi, după aceea îndreaptă puțin. E drept că literatura română atât de onorabilă dintre ghilimele din fire, primul va ieși în evidență imediat, iar al doua ar putea trece, cea de-a doua putea trece neobservată, adică violența. Dar romanul Cristina are multe straturi. Da, și poate fi privit din foarte multe perspective și, într-adevăr, da, se poate vorbi de o poetică proprie a acestui roman, iar fiecare capitol ar putea fi tipărit separat, de sine stătător. Exact. Da. Deși există unitate stilistică, deși există un fir roșu care leagă toate aceste capitole, Dumitru Ungureanu ar putea să publice acest roman pe capitole, pur și simplu. L-am așa publicat. Cum l-a publicat. Asta așa ne-a și spus. Publicat. În așa ne-a și spus. Pe capitole. Da, este... Probabil că mai trebuie să te provocăm să ne mai răspunzi la niște întrebări, nu? Vă rog. Adică... Ce mi-am mai notat? Avem aici mare adunare națională. Avem și oameni din sală care așa pot să... Da. Nu, dar răspund care în să... fața marii adunări culturale. Cine ți-a descoperit talentul privitor la scris? Tata. Tata? Da. Ți l-a descoperit și l-a și ars? Normal. Adică ceea ce scriei? Da. Te-ai și bătut? Să nu mai scrii? Nu știu, nu mai țin minte, dar la 12 ani m-am apucat să scriu memoriile și a venit tata și mi le-a aplicat o critică dintre aia literară foarte clar la obiect. Mi-a trebuit vreo două palme, m-a trimis după vacă și caietul nu știu ce s-a făcut. Nu l-ai mai găsit, nu? Nu l-am mai găsit. Dar vedeți, asta el a descoperit că... talentul meu literar. A zis, ce stai și scrii de prostii aici, du-te după. Dacă autorul exact, nu vrea să ne spună mai multe sau să-i dăm ultimul cuvânt, vă provocăm pe dumneavoastră să luați cuvântul și să spuneți dacă ați înțeles ceva din ce am spus noi până acum. Ei doi. Nu, eu noi... cu Cristina, firește. Am și și dacă v-am făcut în vreun fel să vă apropiați de acest roman și v-am stârnit interesul pentru a vă procura acest roman care se citește cu mare, mare plăcere. Eu îmi voi încheia, înainte ca să vă dau cuvântul, îmi voi încheia cum am simțit eu că trebuie încheiat acest periplu. Dacă fac un bilanț al tuturor personajelor Lia Mora, descoper, după opinia mea, o multitudine de caractere feminine, ce înseamnă că autorul Dumitru Ungureanu și-a propus și a reușit cu acest roman să dezvăluie acel anima din propria ființă, dar a mai reușit și să studieze atent femeia în aproape toate manifestările ei ascunse, intime, și să o prezinte în toată măreția sa, sau în toată măreția sau chiar în decadența ei. Se vede clar prin comparație că personajele masculine sunt mai puțin complicate, mai ușor de ademenit, mai vulnerabile, chiar visătoare, așteptând o pasăre calandrion, zisă Lia Mora, așa cum spun versurile, vine fără să o chem, i-auzi, bate în geam, intră fără să-i ceri, mândră și de neam, vede prin carnea ta ca printr-un geam, albă calandrion cu ochi de mărgean. Versuri, Șerban Foarță și Foarț. C.
cântată de și Andrei Ujica, deci nu e singur. Da, da. Aș coautor și cântată de Phoenix. Cine dorește? Autorul totuși să ne spună de ce trebuie să citim această carte, din punctul său de vedere. Nu, nu, eu zic să nu o citiți. Dacă vreți să fim, mai rămânem prieteni, ne mai vedem. Să o facă Netflix, nu? Da, sigur, după ce face film, sigur să da, ce loc ocupă acest roman în cadrul operei tale? Da, chiar opera așa. Este. Nu e prea... E prea mult spus. E o carte pe care nu... Nu e cea mai importantă carte? Absolut, da. E practic cea mai mare prostie pe care am putut să o fac. Și... Ești modest. Din tot ce am scris, nu a spus noi aici. Nu e deloc o... N-am idee. Nu sunt. Dar oricum... Nu mai pot scrie încă o carte la fel și nici o altă carte, pentru că, ca să spun așa, m-a întrebat și locare. E ultima carte scrisă, deși a fost publicată înainte de alte două cărți, asta e ultima scrisă, sub formă de roman și dată roman. Cartea Păcatelor a fost scrisă mai înainte, după aceea au fost Poetica Femeilor Voluminoase. Poetica Femeilor Voluminoase și asta a fost ultima. E o trilogie, zic eu, destul de consecventă și are un univers, conturează un anumit univers. Iar faptul că, așa cum a sesizat Valentin Mihăiescu, pe vremea aceea era unul dintre cei mai atenți și vigilenți critici literari, când se făcea critică literară serioasă și avea o anumită importanță în societatea literară de acum, unde nu mai contează ce scrii sau cum scrii sau despre ce scrii, contează cu cine ești prieten și cum poți să te lipești de o agenție de promovare ca să vinzi cât mai mult și să ajungi nu știu ce. Iar Valentin Mihăiescu a sesizat că ce spune aici? Am înlăturat printre primii unul dintre taburile impuse literaturii noastre dinainte de 89, acela privind importanța componentei sexuale în motivația profundă a comportamentului personajului, ceea ce este elementar și banal, că la urmă urmei toți ne naștem în urma unui act sexual și ne dezvoltăm cu aptitudinile astea pe care orice ideologie sau orice politică sau orice religie le-ar interzice, nu poate să le nege, pentru că încă nu s-a găsit, până acum nu s-a găsit, dar s-a găsit deja, acum se pot face copii prin metode, altfel de metode decât astea simple erotice. Iar cum am văzut într-un documentar de acum un an sau doi, generațiile următoare s-ar putea să apeleze la relația sexuală doar ca ceva așa, hai să vedem cum era odată când era mamaia fată și se jucau de astea, pentru că atunci dezvoltarea genului sau studiul geneticii deja pot să scoată o celulă și să o facă să se reproducă și să iasă un embrion uman așa cum dorește clientul. Da, da, nu e nimic de râs. E un documentar foarte serios făcut de Deutsche Welle despre cercetători japonezi și americani care au, încă nu sunt nu le-au dezvoltat pentru că presupune și bani și asta. Iar peste 50 de ani asta va fi o carte cum? Desuietă, da. Nu este adevărat și pentru că l-ai pomenit pe Valentin Mihăiescu, într-adevăr a fost un critic literar așa cum l-ai descris. Această carte ocupă un loc foarte important, nu numai în destinul tău creator, ci și pentru literatura română. Chit că n-a fost cunoscută de mase mari de oameni, de cititori,
din cauza tirajului foarte infim, inexistent, dar literatura ta în general ocupă un loc aparte în cadrul literaturii române. Din acest punct de vedere. Din multe puncte de vedere. Dacă numai dintr-unul, din mai multe puncte de vedere. Ai sesizat? Da. Îți mulțumim, Dumitru Ungureanu. Eu vă mulțumesc. Cel puțin mi-ai făcut o călătorie sprâncenată. Așa că... Vă așteptăm pe dumneavoastră ca să nu... ca această întâlnire să nu pară o șuietă. Da. Haideți, vă rog, poate aveți nelămuriri în lucruri pe care noi nu le-am spus sau nu le-am spus cum trebuie. Vă invităm aici alături de noi să vă expuneți punctul de vedere. Cine sparge gheața? Să-i punem întrebări. Ceea ce poate noi n-am reușit să scatem de la Dumitru Ungureanu. Ea a fost ca un arici și abia am scos câteva lucruri de la autor. Vă transmitem microfon. Unul din lucrurile care s-au spus aici a fost că literaturii române vi s-a interzis, am înțeles bine așa, să nu abordeze taburi. Deci s-a vorbit despre taburi. Mie îmi vine în cap, acum sunt mai puțin aplecat spre literatură, cât mai mult spre cinematografie. Nu știu cum a reușit cinematograful român, imediat după Revoluție, direct acolo s-a dus. Foarte ciudat, nu? Dacă ar fi să facem o paralelă între asta, tu cum vezi, Mitică? Cum a mers literatura? De ce a fost literaturii, s-a impus atâtea taburi, iar cinematografului nu? Și a fost atât... Nu mai mergem acum la așa numitul stand-up comedy. Dacă urmăriți așa ceva, se transmite în prime time cu niște obscenități și pe care lumea nu le mai vede ca pe niște obscenități. Nu știu de ce ar trebui privită în literatură când se atinge o coardă mai sensibilă să fie considerat ceva obscen sau un tabu. În niciun caz, nu cred. Nu, păi sunt cei 2000, aproape 2000 de ani de creștinism care au impus un tabu asupra laturii erotice sexuale a omenirii. Vorbesc de tabu despre de partea creștină a lumii noastre sau a lumii a oamenilor de pe planeta noastră, pentru că sunt civilizații sau culturi în lume care n-au avut problema de felul ăsta și în India și în Africa și în nu știu, în China, că acolo e mai multe de astea. Dar creștinismul a impus o anumită un tabu, o decență, o frică, o ceva asupra unui domeniu care în cultura sau în civilizația greco-latină care a precedat în Europa și în Occident civilizația creștină a impus, pe vremea aceea nu existau taburile astea. Ca dovadă că la Platon găsim referințe la homosexuali sau homosexualitate, în literatura romană, latină, găsim o grămadă de lucruri de genul ăsta. Safo, da. Iar după impunerea creștinismului, acestea au devenit ceva trecut sub băgat sub preș, pentru că nu mai era în concordanță cu religia. Da, la Pompei nu mai zic. Acolo se presupune că era lupanar sui generis sau ce era, stațiune de petrecere. Da, e o tendință a civilizației creștine care e prezentă. Și cu cât e mai prezentă, cu atât e mai dorită și cu cât e mai dorită, cu atât devine mai blamată de așa zisele pături puritane care au fost întotdeauna și le găsim și astăzi și care o să treacă, o să ducă
O să vină din nou un, de asta, în Europa deja vine islamismul și tot, dar o să fie și mai rău atunci. Îi mulțumim lui Dumitru Ungureanu pentru că ne-a onorat cu prezența sa și a ales Centrul Cultural Pitești pentru a-și prezenta, lansa această carte. Înțeleg, nu sunt întrebări, nu aveți nelămuriri. Silvia, te rog. M-am tot gândit să zic, să tac, să-mi văd de treabă, dar nu pot pentru că m-ați strânit. Este o carte pentru pământeni. Mai avem un pic și ajungem în zona astralului, așa că puneți mâna și citiți-o foarte repede, pentru că este o carte care îl scoate pe om din zona de frică și care îl duce în zona de a-și îndepărta frica și de a vorbi cu curaj despre umbrele sale, ceea ce eu consider un mare plus al acestei cărți. Mi-a dat Cristina o idee cu Mircea Eliade și eu m-am dus cu gândul acolo, un fel de nuntă în cer, așa, cam acolo m-am dus, așa. S-ar putea spune că la câte s-au vorbit aici, aproape că a fost povestită cartea, dar nu, eu am devenit și mai curioasă, și vă rog eu frumos, din puținele alea exemplare pe care le aveți, vreau neapărat să cumpăr unul. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, Silvia! Într-adevăr, sunt câteva exemplare. Norocoșii pot cumpăra această carte și pot obține un autograf de la autor. Îi mulțumim încă o dată pentru că ne-a onorat invitația. Și îi urăm acestui roman un destin aparte în literatura română, pentru că destinul acestei cărți de-abia de acum încolo va fi scris.